Acest bărbat are 47 de ani și este din localitatea Cotmana din județul Argeș. A fost reținut noaptea trecută de polițiști după ce în urmă cu 3 zile a agresat mai multe adolescente în parcul Lunca Argeșului din Pitești. Bărbatul le-a urmărit până când au ajuns într-o zonă a parcului fără camere video. Apoi a intrat în vorbă cu ele și le-a agresat. 2 au fugit, a 3-a a fost blocată și a scăpat numai după ce s-a luptat cu agresorul. A reclamat incidentul la poliție, iar acum polițiștii l-au ridicat. Cel în cauză este bănuit că în urmă cu 3 zile ar fi agresat sexual o tânără de 16 ani care se deplasa într-un grup de 3 tinere, iar în aceleași împrejurări ar fi încercat să facă același lucru față de o a doua persoană. Cel în cauză a fost condus la sediul Poliției Municipiului Pitești, iar după administrarea probatorului a fost reținut pentru 24 de ore pe bază de ordonanță. Pentru el este cu atât mai grav cu cât în trecut a mai executat o pedeapsă pentru viol. Le urmăreai de mult pe fete? Le cunoșteai? Știi ce se poate întâmpla acum pentru tine? Astăzi va fi dus în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.